bun găsit, prieten. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a anunțat că înființează un fond pentru salvarea planetei în care investește 10 miliarde de dolari. Asta având în vedere că Amazon are una dintre cele mai mari amprente de carbon. Este vorba despre 10 miliarde de dolari, acest fond care ar putea să fie accesat de către ONG-uri, de către activiști, de către cei care se ocupă cu activități de protecție a mediului. Asta după ce au apărut tot felul de mișcări și de oameni nemulțumiți pe bună dreptate de iată poluarea pe care o produc avioanele și automobilele care deplasează, iată, transportă tot felul de produse până la clienți, de la Amazon până la clienți, de la depozite până la clienți, poluând atmosfera. Și asta se pare că l-a dus pe fondatorul Amazon la concluzia că ar trebui să ia măsuri serioase. Pe lângă această investiție de 10 miliarde de dolari, el promite că până în anul 2030 amprenta de carbon va fi nulă în condițiile în care el ar putea să folosească în schimb doar panouri solare și să nu mai folosească combustibili fosili pentru transportul produselor. Este o veste foarte bună, se pare însă că deocamdată a rămas așa la nivel de proiect. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu adevărat cu acest fond de protejare a planetei pe care l-a creat fondatorul Amazon. Este vorba despre o sumă uriașă, 10 miliarde de dolari. S-ar putea să fie un record, nu știu sigur, dacă cineva a mai hotărât să investească atât pentru protecția mediului. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, zi minunată, să aveți un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.